Ați făcut o alianță cu ALDE și... Nu e alianță, e fuziune. Fuziune. Da, foarte important. Sunt foarte curioasă cum se împacă un partid de stânga cu un partid care se declară, iată, liberalul, adevăratul partid liberal. Păi vă spun eu cum se împacă cele două partide. Absolut toată lumea, aici vorbesc de adversari, nu doar de suporterii mei, în special de adversari, spun că eu ca prim-ministru am fost cel mai liberal prim-ministru și am luat cele mai liberale măsuri. De fapt, asta e o frustrare a mea. Mă întâlnesc de 1000 de ori cu oameni care spun, dom'le, pe vremea ta mi-a fost bine cu firma, ai redus dividendele, ai redus TVA-ul. Și eu îl întreb, și m-ai votat? A, nu, nu puteam să te votez, că eu nu votez PSD-iști. Adică, dar mi-a plăcut, tu erai cel mai bun, dar n-am putut să te votez. Și acum le spun, fiți atenți, nu mai sunt la PSD, la Pro-România, poate vă răzgândiți. Domnul Tăriceanu este un adevărat liberal. Da, cât a fost prim-ministru, a luat foarte multe măsuri sociale. Deci, din punctul ăsta de vedere, totdeauna am fost amândoi spre centru și ne-am mai unit ceva în 2020, dincolo de diverse experiențe. În 2020 am fost singurii care ne-am opus la tăvălugul ăsta. N-am votat guvernul Orban, n-am votat starea de urgență, am criticat ceea ce se întâmplă și amândoi spunem același lucru. Nu închideți România, nu o băgați România în lockdown, dintr-un motiv foarte simplu. Suntem o țară care nu-și permite economic să stăm în lockdown. Suntem un popor în care jumătate dintre oameni nu au economii să spună, a, bun, stau o lună închis în casă și umblu la bancă sau sub plapumă și scot bani. Nu au oamenii. Deci noi nu ne permitem, noi nu suntem Elveția, nu suntem Franța, nu printăm bani dolari ca America, nu ne permitem, din punct de vedere economic, să stăm în lockdown. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi s-a potrivit foarte bine mesajul. Chiar a fost... dacă e vorbit de un partid de stânga și unul liberal. Eu zic că Pro-România e de centru. Și cu venirea asta de un pic de infuzie liberală e foarte binevenită. A fost și o chestie de pragmatism. Haideți să o spunem direct. Nu eram suficient de puternici în teritoriu, nici noi, nici ei. Ba chiar ne-am completat. Unde stăteam noi prost într-un județ, aveau ei. Ni s-a dovedit și ni se va dovedi din nou că pentru un partid mic, lipsa structurii în teritoriu, a infrastructurii, bun, are lider, ieșim, vorbim, dar fără infrastructură e foarte greu. Vă dau un singur exemplu, 18.500 de secții de vot. Pare simplu să ai 18.500 de oameni pe care să te bazezi. Care să nu-i cumpere PSD-ul, care să nu plece la culcare, care... Nu e simplu. 18.500 de oameni loiali care stau... E și i-am pus de la Pro-România, de la ALDE, de... Deci a fost și o chestie de pragmatism.